Bun găsit! În perioada 10-12 februarie, Primăria Municipiului Suceava organizează o serie de manifestări pentru a marca împlinirea a 635 de ani de atestare documentară a orașului. Evenimentele au început la statuia lui Petru Mușa din centrul Sucevei cu o slujbă religioasă. Iartă adormitului robului tău, Petru Mușatinul, precum și a tuturor domnitorilor țării Moldovei și a conducătorilor cetății și a orașului acestuia, adormiți întru Domnul cu tot neamul lor cel adormit. Orice au greșit ca oameni în această viață, Dumnezeu să ierte. Primarul Ion Lungu și o parte dintre invitații au avut alocuțiuni dedicate sărbătoririi a 635 de ani de atestare documentară a orașului. Așa cum a spus domnul profesor Demciuc, acum 635 de ani se pomenește pentru prima dată de orașul nostru, de orașul Suceava, de cetatea de Scaun. Sigur, aici sunt discuții ale istoricilor, din ceea ce, mă rog, am concluzionat, în cetate s-a semnat un document care se pomenește de orașul Suceava, referitor la acest împrumut de 3.000 de ruble de argint, încheiat între Petru I Mușat și regele Poloniei Vladislav al II-lea. În alți ani, și iată că suntem la a patra aniversare când suntem primarul municipiului Suceava, din 5 în 5 ani, deci am făcut în anul 2008, în anul 2013, în anul 2018 și iată acum în anul 2023, cinstim această atestare documentară a orașului nostru. Dacă în alți ani acest eveniment avea loc la cetatea de Scaun, am decis în acest an să îl cinstim așa cum se cuvine pe Petru I Mușat, pentru că, având în vedere celebritatea cetății de Scaun a Sucevii, el rămânea cumva în umbră. Și nu este corect din punct de vedere istoric. El este cel care a adus capitala la Sret, la Suceava. Și sigur, aici primesc foarte mult cu prietenul meu, domnul primar, la Sret. Îi spune că i-am luat capitala, am spus că așa e viață. Noi am luat capitala la Sret, Iași a luat capitala la Suceava și a dus-o la Iași. Asta e viața. Revenind la lucrurile serioase, sigur, este un moment foarte important. Avem această obligație să cinstim istoria noastră, să înseamnă respect, cinstire pentru oraș, pentru identitate, pentru cultura noastră, pentru credința noastră strămoșească. Chiar dacă vremurile sunt așa cum sunt. N-am mai făcut o manifestare foarte amplă, ca în alți ani, n-avem invitații din afară, dar mi se pare corect să marcăm acest eveniment. Așa cum spunea și Mihai Eminescu, patriotism înseamnă și iubirea trecutului. De aceea trebuie să marcăm acest moment și, așa cum se știe, sigur că perioada de glorie a orașului nostru, a cetății de Scaun la Sucevei, a avut loc în perioada lui Ștefan cel Mare și dați-mi voie să vă spun că avem o istorie de invidiat pentru alții, da? Cetatea de Scaun, orașul cetății de Scaun, faptul că Ștefan cel Mare și Sfânt a fost declarat cel mai mare român din toate timpurile, ne mândrim cu acest lucru. De aceea, noi, generațiile de astăzi, sigur că avem această obligație să facem tot posibilul, să aducem gloria de odinioară a orașului. Este un privilegiu pentru mine, în calitate de prefect al județului Suceava, să fiu alături de dumneavoastră aici, sărbătorind Suceava, sărbătorind sucevenii. Domnule primar, vreau să știți că instituția prefectului, eu personal, dar și colegii mei, domnii subprefecți, vom rămâne același partener necondiționat și vom sprijini municipalitatea suceveană în promovarea proiectelor atât de necesare și benefice comunității sucevenei cetății. Prezența dumneavoastră aici, număr mare, din diferite medii, îmi conferă mie un puternic sentiment de unitate și de speranță în realizarea acestor proiecte. Dați-mi voie, în numele colegilor mei din colectivul instituției Prefectul Județului Suceava, să vă urăm sănătate și să vă spun la mulți ani Suceava, la mulți ani suceveni. Sunt enorm de bucuroasă să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-un moment încărcat de istorie, într-un moment în care Suceava simte că trăiește și într-un moment în care orizonturile sunt deschise către dezvoltare. Pentru că s-au spus atât de multe cuvinte frumoase despre istoria noastră a mușatinilor, despre faptul că suntem un oraș al scaunului, eu voi spune doar două cuvinte despre dezvoltare. Suntem în această perioadă în care oportunitățile sunt deschise pentru dezvoltarea noastră și în special pentru dezvoltarea urbană. Ministerul Investițiilor, prin programele pe care le administrează, aduce în fața sucevenilor și a echipelor inimoase de aici, care
vedem cu ochii noștri că au făcut tot ce s-a putut pentru dezvoltarea orașului, un buget de aproape 60,6 milioane euro prin programul operațional regional destinat dezvoltării urbane, apoi celelalte oportunități care sunt în programul de sănătate, în programul de educație și aici salut prezența Universității Suceava, care este un reper pentru noi astăzi și ieri chiar acest lucru îl menționam la Academia Română, filiala Iași, că suntem cu o universitate care este în top și este mândria noastră a sucevenilor și echipa de acolo a fost una care a depus eforturi în toți acești ani, susținut și iată că astăzi sau peste câteva zile vom vorbi inclusiv despre un spital care va avea această destinație de spital clinic. Ce pot să spun este că trebuie să fim uniți și aici salut și sunt foarte bucuroasă prezența tuturor lucrătorilor vrednici pentru județul Suceava. În zile precum acestea în care sărbătorim sau omagiem o serie de evenimente care ne duc în istoria acestor locuri, aș vrea să ne amintim, iată, dacă vorbim despre Suceava, despre cetatea Sucevei, faptul că județul Suceava a dat trei capitale ale Moldovei, Baia, Siret și Suceava. Apoi să ne amintim că doar Suceava, pe perioada 3 secole, 14-15, mijlocul secolului al XVI-lea, pe o perioadă de aproape 200 de ani, a fost capitala Moldovei. O capitală care a fost preluată ulterior de Iași. Au fost, așa au fost momentele, așa au fost conjunctura. Cred că dacă ar fi fost Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, la mijlocul secolului XVI, Suceava ar fi fost în continuare capitala Moldovei. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să depunem toate eforturile pentru a dezvolta acest oraș, această zonă, această regiune. Dacă este să ne referim la cetate și ce face administrația județeană, doar în bugetul în acest an, Consiliul Județean Suceava a inclus fondurile necesare reabilitării unor ansamblu al cetății care nu au fost reabilitate prin proiectele europene în proiectul din 2010-2016. Promovarea cetății și pentru că cetatea este un atun, ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului în județul Suceava, sub brandul Bucovina, cetatea Sucevei, alături de celelalte ctitorii, Mușatine sau Ștefaniene, sunt pilonii pe care se construiește promovarea județului Suceava. Probabil printre proiectele de succes ale primăriei se află și parteneriatul cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, un parteneriat care aduce beneficii consistente comunității locale. Cred că odată cu înființarea în acest vechi oraș al Moldovei, a unui institut pedagogic și apoi ridicarea instituției la rangul de universitate, a făcut ca viața urbei să devină una extrem de dinamică, să se întinerească, iar acest lucru nu ar fi fost posibil dacă autoritățile locale nu ar fi contribuit la dezvoltarea universității. Sigur că această dezvoltare se așează pe umerii studenților noștri, profesorilor noștri, acei care au contribuit ca universitatea să devină și o emblemă a orașului Suceava. La final s-au depus coroane de flori la statuia voievodului Petru Mușat.